Sănătate să fie și noroc, măcar astăzi, marți. Așteptăm vești bune de la astrologi, pe care ni le aduce Rose, bineînțeles. Haideți să ascultăm! Bună dimineața! Astăzi avem parte de vești mixte. Datorită trinei dintre Venus și Jupiter, unii nativi sunt foarte bine susținuți pe toate planurile, în timp ce Marte retrograd în berbec le aduce altora provocări la tot pasul. De exemplu, pentru berbeci, tensiunile pot apărea în relațiile de iubire, dar și pe plan financiar pot exista probleme, așa că astăzi este recomandat să faceți mici compromisuri. Taurii trebuie să analizeze foarte bine deciziile legate de bănci, împrumuturi, credite. Și mai mult de atât, alegerile partenerului de viață privind o investiție mai pot aștepta. Nativii gemeni vor lua decizii importante privind cariera, ascensiunea socială sau jobul. Deși par necesare, este posibil ca pe viitor să vă răzgândiți, așa că nu vă implicați foarte mult. Racii sunt plini de inițiativă, iar energia și determinarea nu vor lipsi. Le puteți folosi în deciziile legate de niște acte, în relațiile cu femeile sau pentru locuință. Pentru lei, lucrurile nu sunt tocmai roz, mai ales pe plan financiar. Pot apărea pierderi serioase cauzate de amenzi, taxe sau impozite neplătite. Fiți precauți și în raport cu alegerile partenerului de viață. Fecioarele vor lua decizii importante în dragoste sau privind ruperea unei relații de iubire. Cu toate acestea, dați dovadă de inspirație, iar asta vă ajută să faceți alegeri privind un parteneriat sau o activitate creativă. La balanțe, ziua va include chestiuni legate de o investiție, achiziționarea unui teren sau acte ce țin de moșteniri și testamente. Oricare dintre variante va fi în beneficiul vostru financiar. Seducția va fi arma scorpionilor. Veți vrăji pe toată lumea, iar asta vă poate ajuta într-o negociere care să includă și o primă sau un bonus. Nativii săgetători ar putea declanșa un conflict din cauza ego-ului lor. Dar dacă vorbim de semnarea și gestionarea unor acte sau chestiuni bancare, le veți rezolva cu succes. Creativitatea capricornilor se ridică la cote maxime, iar asta vă ajută într-o negociere, în rezolvarea unui conflict sau semnarea unor documente. Vărsătorii vor fi ocupați cu semnarea unor acte. Nu vă așteptați ca lucrurile să se rezolve peste noapte, așa că nici nu puneți presiune pe cei din jur. Iar peștii se pot îndrăgosti foarte ușor. Oricineva vă face inima să bată mai repede, ori vă găsiți vocația sau vă descoperiți un nou talent. Acestea au fost previziunile astrale pentru moment. Nu uitați de aspectele care au loc pe cer și de faptul că tindem să fim mai încăpățânați și mai orgolioși.